Zilele trecute, prefectul județului călăraș Marian Stoica s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților locale din municipii și orașe, unde a stabilit modalitatea de desfășurare a activității de comercializare a produselor în piețe de către producătorii autohtoni și nu numai. Astfel s-a luat decizia ca la nivelul județului călăraș să nu fie închisă nicio piață, activitatea desfășurându-se așa cum s-a stabilit cu factorii de decizie de la nivel local la întâlnirea cu autoritățile.